Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. A fost reținut șoferul vinovat de accidentul mortal din Târgu Jiu. Romanescu vrea pedepse mai mari pentru șoferii care se urcă băuți la volan. Handbalistele și-au făcut antrenamentul pentru jocul cu Rapid. Șoferul care se face vinovat de producerea accidentului de duminică de pe bulevardul Constantin Brâncuș din municipiul Târgu Jiu a fost reținut pentru 24 de ore. Este vorba despre un angajat al DSVSA Gorj. Doi soți din municipiul Târgu Jiu au fost spulberați ieri de o mașină în timp ce traversau bulevardul pe o trecere de pietoni. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 47 de ani, inspector al Direcției Sanitar-Veterinare Gorj. În urma impactului violent, femeia de 57 de ani a murit, iar soțul acesteia, în vârstă de 52 de ani, a ajuns cu răni grave la spital. Conducătorul auto a fost reținut și este acuzat de mai multe infracțiuni. La data de 20 martie anul curent, polițiști din cadrul Poliției municipiului Târgu Jiu, biroul rutier, au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, un bărbat de 47 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe bulevardul Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, din direcția străzii Tudor Vladimirescu către piața centrală, ar fi acroșat un bărbat de 52 de ani și o femeie de 57 de ani, ambii din municipiul Târgu Jiu, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc permis, marcat și semnalizat corespunzător. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului, care a fost preluat și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar femeii au fost acordat primul ajutor, fiindu-i efectuate manevre de resuscitare de către echipajul medical prezent la fața locului, constatându-se însă decesul acesteia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,78 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului. Un bărbat și doi minori au fost răniți în urma unui accident rutier care a avut loc astăzi pe raza satului Cârbești din comuna Drăguțești. Potrivit IPJ Gorj, un bărbat de 65 de ani din comuna Dănești a pătruns cu autobuzul pe sensul opus de mers nejustificat și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un alt bărbat de 53 de ani din comuna Drăguțești. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a doi minori de 6 ani, respectiv 3 ani, și a conducătorului auto de 53 de ani. Din cercetările efectuate a reieșit că un bărbat de 65 de ani din comuna Dănești, în timp ce conducea un autobuz pe drumul european 79 Cârbești, din direcția Târgu Jiu către Rovinari, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un alt bărbat de 53 de ani din comuna Drăguțești. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto de 53 de ani din comuna Drăguțești și a celor două pasagere minore aflate pe bancheta din spate autoturismului, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un bărbat de 63 de ani din comuna Țânțăreni și-a pus capăt zilelor în dimineața zilei de sâmbătă 19 martie. Acesta s-a aruncat cu mașina în Jiu. Gorjeanu a lăsat acasă un bilet de adio în care își lua rămas bun de la familie. Apoi a plecat la aproximativ 20 de kilometri de casă, unde a plonjat cu mașina în râul Jiu. Familia sinucigașului a fost cea care a alertat autoritățile. Mai multe echipaje de scafandri au plecat în căutarea lui. Salvatorii au găsit autoturismul în râul Jiu, iar corpul bărbatului se afla în interiorul mașinii. În cauză, polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Înainte de a face acest gest, se pare că bărbatul s-ar fi certat cu soția lui. Aceasta era plecată în străinătate cu unul dintre copiii lor. Două persoane au murit după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod. Tragicul eveniment s-a produs pe drumul național 6 în afara localității Doljene-Radovan.
În accident a fost implicat un singur autoturist condus de un bărbat de 45 de ani din municipiul Craiova, care în condiții ce urmează a fi stabilite a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un pod. În urma impactului, doi pasageri din autoturism, un bărbat de 77 de ani și o femeie de 76 de ani, au decedat. Și conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Un tânăr de 27 de ani din Târgu Jiu a fost reținut duminică după ce polițiștii l-au depistat într-un local public cu un cuțit asupra lui. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Ali pe Jegorș, un tânăr de 27 de ani din Municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Din cercetări a reieșit că tânărul, la data de 12 martie anul curent, în timp ce se afla într-un local public de pe raza Municipiului Târgu Jiu, ar fi avut asupra sa un obiect tăietor înțepător. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a tânărului. Portul fără drept al obiectelor fabricate sau confecționate, anume pentru tăiere, înțepare sau lovire în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în decurs de 5 zile un număr de 43 de controle în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor au fost aplicate amenzi în valoare totală de circa 160.000 de lei. Totodată au fost dispuse peste 120 de măsuri de remediere a deficiențelor. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 14-18 martie 2022 un număr de 43 de controle care au vizat atât identificarea și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, cât și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 160.500 de lei. Ca urmare a neconformităților constatate în urma controalelor, au fost dispuse 122 măsuri de remediere care trebuie duse la îndeplinire într-un mod obligatoriu de către angajatorii sancționați. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va efectua controle și în perioada următoare, zilnic, pe întreg teritoriul județului Gorj, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile de competență. Virgil Drăgușin a atacat pe calea juridică hotărârea de guvern prin care a fost eliberat din funcția de subprefect de Gorj. Drăgușin consideră că înlocuirea lui este nelegală, întrucât la momentul în care s-a luat decizia de înlocuire, el se afla în concediu medical. Postul liberalului a fost ocupat de către social-democratul Mihai Istrate, consilier județean și director de liceu la Țicleni. Este dreptul fiecăruia să contestăm anumite acte emise de autorități, ca și este dreptul colegului nostru Virgil Drăgușin să conteste această hotărâre de guvern, efectele pe care acesta le produce și vom vedea ce se întâmplă. În situația în care va avea câștig de cauză, guvernul va trebui să-l despăgubească pentru această perioadă. Dacă e să o gândim uman, înainte toate acestea am avut o înțelegere, să-i spunem, bărbătească. Și am convenit ca până colegul nostru Virgil Drăgușin rezolvă situația medicală să nu fie schimbat din funcție. Nu depinde de mine, nu a depins nimic de mine, a fost schimbat, asta este... Virgil Drăgușin trece printr-o perioadă grea a vieții lui. Acesta suferă de o boală foarte gravă și se află în perioada de recuperare. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, crede că legile ar trebui să fie mai aspre pentru cei care consumă alcool și se urcă la volan. Afirmația vine după ce o femeie a murit la Târgu Jiu duminică din cauza unui șofer inconștient. Reprezentanții biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu susțin că au solicitat la începutul anului trecut autorităților locale montarea unor limitatoare de viteză pe Bulevardul Constantin Brâncuș, acolo unde s-a petrecut tragedia de duminică. În replică, edilul spune că sunt zone mult mai vulnerabile în municipiu și că responsabilitatea o poartă conducătorul auto care s-a urcat la volan sub influența alcoolului. Totuși, implementarea proiectului Infotrafic în Târgu Jiu ar putea rezolva anumite probleme. Din punctul meu de vedere, ar trebui prin legislația națională să se mărească pedepsele pentru cei care consumă alcool și se urcă la volan.
Noi am făcut tot ceea ce a depins de noi, inclusiv aceste treceri de pietoni pe care le-am anulat în zona sensurilor giratorii. Și vă dau un exemplu exact, trecerea de pietoni care era pe colțul de la prefectură spre poliție. Am anulat-o pentru că ne-am dat seama că există un risc foarte mare de accidente. Și pe Bulevardul Brâncuș astăzi mai avem doar 3 treceri de pietoni. Una la Piața Mare, în apropierea sensului giratoriu de la Piața Mare, una la intrare în Parcul Central și una singură în zona prefecturii, pentru că este o zonă cu un flux foarte mare de pietoni. E clar că pe acel sistem infotrafic în care vom avea semaforizare pe bază de buton la toate trecerile de pietoni, putem să îmbunătățim acest sistem de treceri din municipiul Târgu Jiu. Dar e un proiect în derulare, un proiect care se finalizează pe data de 31 decembrie 2023. Da? Nu avem în momentul de față condițiile legale pentru a interveni pe trecerile de pietoni existente în perioada imediat următoare, în perioada de primăvară. Vom intra la refacerea marcajelor pentru a putea deveni mult mai vizibile. Asta e o activitate pe care o desfășurăm în fiecare an, undeva la începutul lunii aprilie, spre jumătatea lunii mai, dar este o activitate programată. Șoferul vinovat de producerea accidentului avea o concentrație de 0,78 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Lucrările la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu sunt în plină desfășurare. Prefectul Marcel Iacobescu a fost din nou să verifice șantierul. Dacă în trecut pe teren erau foarte puțini muncitori și utilaje, de această dată, potrivit reprezentantului guvernului în teritoriu, lucrările se desfășoară în ritm normal. Stadiul lucrării la centură, cel puțin parțial, așa pe bucățică de centură de variantă ocolitoare, le văd în fiecare zi, atunci când vin de acasă și când merg acasă. Pot să vă zic că în fiecare dimineață la ora 7:30 se lucrează. Utilajele sunt pornite, efectiv se lucrează. Mai adevărat că întâmpină unele greutăți cu diferite materiale. Vedeți bine că toate s-au scumpit, dar promisiunile sunt că o să se încadreze în termenele convenite. Valoarea investiției la varianta ocolitoare a Târgu Jiului este de aproximativ 30 de milioane de euro, bani europeni cu cofinanțare de la Guvernul României. Sindicaliștii din Termocentrala Rovinari nu renunță la proteste și săptămâna aceasta vor avea loc la Târgu Jiu pichetări ale sediului Prefecturii Gorj. Protestele au loc în zilele de marți și joi de la ora 16. Sindicaliștii au aprobare pentru 500 de persoane. Nu au venit însă până acum atâția angajați, organizatorii fiind nemulțumiți din cauza acestui lucru. Se cere în principal aplicarea legislației pentru pensionarea anticipată, dar și angajări transparente la complexul energetic Oltenia. Se apropie de final negocierile pentru noul contract colectiv de muncă de la Complexul Energetic Oltenia. Discuții au avut loc între sindicate și administrație chiar și în cursul zilei de duminică. Este de așteptat ca noul contract colectiv de muncă să fie semnat și depus săptămâna aceasta la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Aici va fi analizat din punctul de vedere al respectării prevederilor legale, astfel încât să poată fi aplicat fără probleme. Contractul colectiv de muncă va fi valabil 2 ani, va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie. Principalele bonusuri obținute: zile de concediu suplimentar identic la toate subunitățile. Primele, inclusiv combustibilul, vor fi de 2000 lei fiecare și se vor acorda în bani. La prima de Paște și de Crăciun, din cei 2000 de lei, doar 1700 de lei se impozitează cu 41,5%, suma de 300 de lei fiind deductibilă. Adaosul lunar va fi de 1750 de lei, ziua femeii și bani pentru copii 200 de lei. Ajutoarele de deces cresc de la 3800 la 5000 de lei. A avut loc o amplă activitate de igienizare în weekend între Novaci și Rânca. Angajații secției de drumuri naționale Târgu Jiu au strâns deșeurile aruncate pe marginea DN67C. În jurul Transalpinei sunt aruncate foarte multe deșeuri. Acestea ies la iveală după topirea zăpezii. Cei care aruncă gunoiul sunt în principal șoferii care urcă sau coboară de la Rânca. Periodic, drumarii strâng gunoiul și îl duc la un depozit de colectare autorizat. În ciuda apelurilor transmise public, gunoiul este abandonat în continuare pe marginea șoselei de importanță turistică sau în parcări. CSM Târgu Jiu a obținut o victorie facilă duminică împotriva formației HC Harghita, scor 37-17. Succesul se adaugă altor 12, ceea ce înseamnă că trupa lui Liviu Andrieș are un bilanț perfect până acum în seria sa.
A fost și un bun prilej pentru antrenorul Gorjean să dea minute tuturor handbalistelor pe care le-a avut la dispoziție înaintea jocului din Cupa României cu Rapid București. Ianca Chiriț a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor cu 6 goluri. Alte 3 fete, Ana Ivanenko, Gabriela Frunză și Daniela Toader, au terminat partida cu 5 reușite. Despre acest joc nu sunt multe cuvinte de spus. Am câștigat, bine că am ieșit sănătoși după acest joc și încă 3 puncte în clasament. Ne bucurăm pentru acest lucru. Momentan n-am realizat mare lucru decât suntem pe primul loc într-adevăr și anul trecut a fost pe primul loc, dar la final când a fost să culegem roadele a fost pe locul 2. Sper că anul acesta să nu se întâmple și să înțeleagă ceea ce le-am transmis și sunt convins că au înțeles și să reușim ca să promovăm în prima linie. Meciul cu Rapid București se joacă miercuri de la ora 18 și contează pentru optimile Cupei României. CSM Târgu Jiu a reușit să o bată și în meciul retur pe Rapid București. Gorjenii s-au impus cu scorul de 68-64. Basketbaliștii gazdelor au părut în control, mai ales în primele sferturi, dar și-au complicat existența în stilul lor caracteristic în partea a doua, când rapidiștii s-au apropiat la numai 2 puncte. Un tip-in al lui Titus Nicoară cu 8 secunde înainte de final a consemnat însă al doilea succes consecutiv pentru formația lui Claudiu Alionescu. Capitanul Porter Trup a fost cel mai bun marcator din tabăra noastră cu 19 puncte, 6 recuperări și 6 pase decisive, pentru cel mai mare indice de eficiență, 21. Hamilton a izbutit 16 puncte, iar Malik Morgan 11. Dintre jucătorii gorjeni au evoluat Mihai Bădiță, care a reușit 2 puncte, Andrei Bărăgan și Camil Berculescu. La finalul partidei, principalul echipei de basket, Claudiu Alionescu, a declarat că defensiva a făcut diferența, iar publicul a fost decisiv în obținerea succesului. Antrenorul gorjean nu a fost însă mulțumit de posesiile pierdute sau de precipitarea din jocul gazdelor. Am suferit în special în sfertul 3 datorită faptului că ne-am pierdut puțin capul și am încercat mai multe acțiuni individuale decât colective și niște aruncări grăbite care nu erau în planul nostru de joc. Însă, din punct de vedere defensiv, am făcut un meci foarte bun, 64 de puncte primite este o țintă foarte bună pentru noi și cred că asta a fost diferența și asta a fost motivul principal pentru care am reușit să câștigăm. De asemenea, sunt mulțumit de numărul de asisturi 14, sunt total nemulțumit de numărul de turnover-uri. Încă o dată avem 16, în condițiile care la pauză avem doar 5. Aceste mici pierdute ușor mi-au adus din nou în joc pe cei de la Rapid, însă una peste alta este o victorie și a publicului, pentru că cel puțin în ultimul sfert am simțit o energie care ne-a împins spre victorie astăzi. În partida următoare, gorjenii vor da piept cu miercurea Giuc. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!